Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și-a prezentat activitatea din primul semestru din anul 2014. Din multele activități desfășurate pe durata celor 6 luni, polițiștii au aplicat un număr de 55.827 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 105.956.500 de lei. Tot din bilanțul polițiștilor aflăm că numărul sesizărilor privind infracțiunile contra persoanelor s-a înmulțit. Îngrijorătoare sunt infracțiunile de omor și tentativă de omor. La nivelul județului au fost organizate 613 raze și acțiuni cu efective lărgite în zonele cu potențial criminogen ridicat și 2614 controle directe, ocazie cu care au fost descoperite în flagrant 1008 infracțiuni. Au fost efectuate 1564 verificări la sisteme de pază și au fost aplanate 1248 de stări conflictuale. În 6 luni din anul 2014, în județul Bacău au fost emise 22.270 cazieri judiciare, din care 22.200 pentru persoanele fizice și 184 pentru persoanele juridice. În cadrul acțiunilor de verificare a persoanelor fizice care dețin arme letale și neletale, s-a dispus măsura retragerii dreptului de a deține port și folosire față de 330 de persoane și s-a suspendat dreptul a unei persoane. Au fost verificate și persoanele fizice care dețin arme letale și neletale. Au fost confiscate peste 2 tone de materiale pirotehnice și circa 1000 de bucăți muniție. Structurile Poliției Județului Bacău au fost apelate pe 112 de 22.063, iar în 7.315 cazuri a fost necesară deplasarea echipajelor de poliție. Iar în circa 5.000 de cazuri a fost necesară prezența poliției în urma unor sesizări directe făcute de către cetățeni. Criminaliștii au avut serios de treabă. S-au deplasat la 3.173 la locuri de cercetare la fața locului, în cazul unor infracțiuni sesizate. De asemenea, au fost cercetate 7.504 de persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni. Au fost reținute 187 de persoane, iar față de 118 persoane au fost dispuse măsuri de supraveghere judiciară, din care 24 de persoane au fost arestate la domiciliu, iar 94 de persoane s-au aflat sub control judiciar.